V-am găsit Metal District. Cine sunteți? Mișu, chitară solo armonie. Eu sunt Adi, vocalist solist. Salut, Tardi, chitară solo armonie. Piciu, chitară bas. Mihnea, percuție tobe. Am născut pe 8 octombrie, a fost o zi frumoasă pentru noi, am cântat în deschidere la concertul Marco Mendoza. Bine, noi lucrăm mai de mult. Dar prima ieșire, după mulți ani, mulți dintre noi au cântat și în alte trupe, a fost acum, pe 8 octombrie, ziua în care putem să sărbătorim ziua noastră de naștere. Au venit foarte mulți prieteni, cărora le mulțumim. Au venit copii, au venit vârstnici,
Cea mai tânără trupă de heavy metal din Craiova are așa vreo 38 de ani media de vârstă. Și asta pentru că solistul vocal are doar 19. Cei mai mulți din formație sunt oameni pe care viața i-a dus spre alte destinații, dar care nu au uitat niciun moment marea iubire, muzica. Ce cântați? Heavy metal. Cum a fost primul spectacol? Ce să zic, a fost ok, a fost cu ceva emoții, că am venit după o perioadă mare în care nu am activat pe scenă, dar din ce am văzut în public, din ce am văzut și pe filmări, a ieșit foarte bine, ne-am simțit bine pe scenă, publicul a fost ok, s-a simțit bine, a fost o seară spectaculoasă. Cântați compoziții proprii sau cover-uri? Da, cântam compoziții proprii. În exclusivitate? În exclusivitate. O să avem și ceva cover-uri, doar așa, mai mult ca să ne distrăm în sala de repetiții și poate rare ori pe scenă. De ce Mental District? E o poveste frumoasă. Trupa a pornit, ca să zic așa, de la o cafea. Băută într-o cafenea, care, cum ce se fac, trebuie să dau nume, se numea District Cafe. Și Mental a venit de la nebunia noastră de a ne reapuca de stilul ăsta de muzică și de muzică și de ieși pe scenă după 20 de ani. Ești juniorul, cum ai ajuns aici? Păi dintr-o întâmplare, de fapt, am ajuns aici pentru că îl cunoșteam pe Toboșar, îl cunosc de foarte mult timp și oamenii ăștia s-au apucat de muzică între timp și aveau nevoie de vocalist și Toboșarul, cunoscându-mă pe mine, m-a recomandat și așa am ajuns aici. Tu, de fapt, vii din București pentru repetiții. Da, în momentul ăsta da, pentru că sunt la facultate acolo și vin aici, încerc să vin o dată pe săptămână, ceea ce nu prea se poate, dar încerc să vin de două ori pe săptămână și repetăm aici. Din cauza că îmi place, e pasiunea mea. A fost prima dată când ai fost pe scenă, pe 8 octombrie, sau ai mai cântat înainte și acum a fost doar altceva? A fost prima dată cântând heavy metal, dar înainte am mai cântat, pentru că am făcut liceu de arte, pe muzică și am cântat muzică clasică pe scenă, pe scena școlii, am cântat la filarmonică, dar a fost prima dată când am cântat heavy metal și a fost o experiență total diferită. Am cântat în facultate, în Casa Studenților, la două trupe, trupa Exi și trupa Problem Child. Și de când ai mai cântat? Din 97, fix de 20 de ani. Păi și cum? Uite așa, cum? S-au adunat băieții și... Au dat strigarea. Am chemat și am venit. Da. Tot asta cântai atunci în 97? Nu. Cu totul altceva. Cântam ritme blues, ăsta era genul pe care îl îmbrățișeam în perioada aceea. Și acum de ce heavy? Pentru sau asta cântă băieții? Pentru că îmi place. Pur și simplu. Ce faci în viața de zi cu zi? Lucrez la o fabrică de mobilă pe partea de producție. Și repezi tot așa o dată pe săptămână, de două ori? Da. O dată pe săptămână, de două ori dacă se poate. Care e formația preferată? Metallica. Say something.
Mental District are în acest moment 6 compoziții proprii pe care le puteți asculta și pe canalul lor YouTube. Repetă și încearcă să creeze și alte melodii târziu seara, după ce fiecare termină activitatea cu ajutorul căreia își achită facturile lunare. Sunt conștienți că nu pot trăi din muzică, mai ales din cea heavy metal într-un oraș de provincie, dar nu pot trăi nici fără ea. Ce cântăm e doar din plăcere, doar pentru public, doar pentru prietenii noștri, nu avem niciun alt obiectiv decât să cântăm din plăcere, să ieșim pe scenă, să oferim ceea ce compunem noi, prietenilor noștri. Ce face Mișu în viața de zi cu zi? Mișu în viața de zi cu zi este angajat la o firmă de proiectare inginerie și lucrează ca și director de vânzări, alergă prin țară, găsește clienți, vinde anumite soluții de inginerie, anumite servicii de proiectare. Și o dată pe săptămână repetă cu trupa. Și o dată chiar de două ori pe săptămână repetă cu trupa. Ce faci în viața civilă? În viața civilă lucrez la o fabrică de prăjituri. Încerc să studiez instrumentul ăsta frumos. O faci în fiecare seară? Perioada zilei nu este dinainte stabilită, o fac când apuc. Ce ai face dacă n-ai mai putea să cânti? Aș aștepta cu mare interes viața viitoare. De ce metal? De ce rock, să zicem, că de pe aproape? De ce rock și metal? Pentru că este genul de muzică care livrează cea mai multă energie și canalizează cel mai bine, dacă se mântă pe mine, prieteniile și le susține în timp. Ți-e frică să cânti într-un club după povestea colectiv, nu, că sunt 2 ani? Nu. Absolut. Deloc. Nu mi-e frică. Cum e să cânti după 8 ore de program? Sau 10, câte sunt de azi dimineață? Destul de greu. 10-12 ore. Ce lucrezi? Medic veterinar, la un abator. Deci de la 10 ore în sus, nu? Păi, da. Și ce treabă are medicina veterinară cu muzica și în special cu muzica heavy metal? Nu prea are legătură, dar mie mi-a plăcut foarte mult. De când? De mult timp. M-am gândat pe multe trupe și mai multe stiluri. Începând de la blues, jazz, hard rock și, în final, heavy metal. Ai renunțat vreodată la medicina veterinară pentru muzică? Da, cu siguranță. Da. Muzica o fac de plăcere. Let me know, and I can see her.
Zbor la înălțime, imagini spectaculoase, experiențe inedite, toate într-o aventură de neuitat cu balonul cu aer cald. Îndeplinește-ți visul și sparge barierele rutinei cu un zbor cu balonul. Intră pe www.balonadventure.eu și află mai multe. Aventura cu balonul te așteaptă! Proiectul Aventura cu balonul, un nou produs turistic comun, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria. Descoperă plăcerea turismului a mobilității individuale pe două roți de-a lungul Dunării. În cele 15 județe limitrofe fluviului din România și Bulgaria, de la Mehedinț până la Constanța și de la Vidin până la Dobrich, poți acum închiria biciclete electrice în 32 de orașe. Un parteneriat puternic în Componența, Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri Vidin, Camera de Comerț și Industrie Vidin, Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software Oltenia și Patronatul Local al întreprinderilor mici și mijlocii Calafat a creat o rețea transfrontalieră, a oferit operatorilor 240 de biciclete electrice, 70 de stații de încărcare, 2 studii de conectivitate și 18 evenimente e-biking. Proiectul Rețeaua de Biciclete Electrice este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria. S-au cunoscut în viața reală cu o zi înainte de a-și lansa cartea la Craiova la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristiaman. Viorel Birtu Pârâianu, un medic oltean acum constanțean, și Mariana Tatomir au corespondat în lumea virtuală și astfel a apărut volumul Dialoguri împletite. Treceam printr-un moment greu. Copiii mei mi-au făcut o surpriză, mi-au cumpărat un telefon de ultimă generație, mi-au deschis și Facebook, ca să mai uit de necazuri și să mai citesc câte ceva, să mă mai amuz. Când mi l-au pus la început și telefonul în mână și au zis, uite, ți-am făcut Facebook, acum hai, uite, apasă aici și aici dincolo, uite, te vezi și tu ce... În sfârșit, n-am înțeles nimic, mai târziu, încet, încet am început să mă prind cum devine treaba și încet, încet am început să
navighez pe internet. Dimineața la cafea obișnuiam să stau și nu-mi venea să... Imediat trebuia să ating ceva, să mă uit acolo pe Facebook să văd ce mai apare. Îmi apărea câte un poem de-al domnului Virtu Părianu. Îl citeam la cafea, rămâneam mult pe gânduri, îmi plăcea, avea ceva poemul respectiv care rezona cu interiorul meu și te-am întrebat, zic, dragă, îmi place așa de mult poemul ăla, mi-a întrebat fiica, ce fac mai departe cu... Păi, mamă dragă, dacă îți place, ori dai like, ori faci și tu un comentariu, că altfel la tine cum vrei să intre alții și să comenteze și să... Și am început să dau like și să fac și un comentariu. Mai la început, mai timid, nu credeam în această lume virtuală. Eu nu voiam să am Facebook, că auzeam tot felul de povești, că suntem urmăriți din satelit, că ni se urmăresc... ni se urmărește și ce gândim și să nu ținem telefonul lângă noi și până la urmă am descoperit care este adevărul. Eu nu știam să umblu nici cu Messenger-ul, nici cu să-l activez și dânsul tot mă căuta, bietul om, să-mi facă o surpriză, să-mi propună o colaborare. Eu am adunat într-un cont separat toate analizele dumneavoastră, sunt extraordinare, la unele chiar am fost foarte, foarte emoționat și impresionat de felul în care scrieți. Dumneavoastră aveți talent literar, sunteți conștientă de lucrul acesta și vă propun următorul lucru. Asta și m-am gândit, de ce nu? Și așa s-a născut dialoguri împletite. Nu ne-am văzut niciodată, acum o zi, două, când ne-am văzut, nu ne-am văzut niciodată și am zis, uite, domne, că prietenia asta din lumea virtuală este foarte reală. Poate să devină și o prietenie foarte reală. Poate să devină o colaborare și sunt foarte multe perspective pe care chiar ni le oferă această lume virtuală. Scriu mult. Pe Facebook e mai simplu, că de acolo, după ce l-am scris poemul meu, ușor după aceea să le pun într-un site, s-a făcut cât consider că este un volum și o trimit la editură. Deci asta este modul de lucru. Și multe persoane dau like sau comentează. Din toate comentariile, cel mai profund și cât mai aproape, care începea să cunoască ce vreau să spun eu în poemele mele, a fost doamna Tatomir. Și am început să le adun. Am descoperit ceva interesant. Asta este singura carte în țară, nu știu dacă e în altă parte, în care este poemul și analiza. Sunt recenzii la cărți. Asta este, cred că este unicat la noi în țară, mai și în altă parte, dar nu am văzut la noi și am citit foarte multe cărți, mii de cărți. Nu am văzut așa ceva. Ușa. Noaptea, zugrăvim cuvinte pe pereții imaginare ai lumii, privim cruciși linia orizontală a sufletului, ne despărțim lăsând în urmă circumvoluțiuni obosite. Numărăm orele până la limita orbitei, fără a vedea lacrima din oglindă. Ne întoarcem desfăcând alte gânduri, alte noduri, aiurea. La întâmplare ne așezăm peste timp, într-o zi terminată prea devreme, lăsând în urmă o ușă deschisă către nicăieri. Domnul Viorel Virtu Părăianu, sunt convins că strânge în sine de foarte multă vreme poeziile, dar debutul editorial a întârziat mult, enorm, până în 2015. Și în acel an, întâlnind o persoană dedicată găsirii unor autori talentați, a beneficiat, ca să zic așa, de un fir al sorții, tipărindu-i se o carte, a venit alta și alta și alta și alta, ar trebui să zic de foarte multe ori asta, ca să ajung la numărul lor. Sunt medii. De o viață am tratat trupul, zeci de ani. Și mi-am dat seama că e prea puțin. Și am început să scriu. Câte un pic, câte un pic. Am tot adunat. N-am avut curaj să public. Până am întâlnit un editor, un scriitor,
Și am trimis primul meu volum. Această carte este a 20-a carte și sunt la a 20-a antologie. Încă vreo 5 sunt în lucru, nu sunt tipărite. Un prieten, tot poet, spunea: a scrie blestem sau har? Eu cred că este har. Și scriu și ziua și noaptea și la cabinet, unde amuzament, la cabinet am scris pe o rețetă, pe spatele ei o ciornă, nefiind atent, am dat-o unei paciente. Am trimis asistenta repede să-i aducă rețeta înapoi. De ce scriu? Ca să pot respira. Mariana Tatomir nu a scris poezie, doar a îndrăgit-o, așa cum a iubit în general lectura din copilărie. A publicat cărți despre fiica sa, Lavinia Pinta Tatomir, iar celebritatea acesteia din urmă a umbrit-o pe cea a autorului. Foarte mulți, în momentul în care Lavinia a apărut ca fenomen al Craiovei, în cetatea Băniei, foarte mulți s-au oferit să scrie despre ea. Mi-am dat seama că nimeni nu poate să o cunoască mai bine decât mine, care stau în casă cu ea, care trăim zi de zi sub același acoperiș, care avem convorbiri și dialoguri interminabile. Și atunci am început să scriu eu. Bineînțeles că ea n-a rămas la vârsta când s-a descoperit, fenomenul, când a devenit fenomenul Lavinia Tatomir. Era micuță, atunci avea 11-12 ani, ci ea a crescut pe parcurs și ea crescând, eu trebuia mereu să mai adaug câteva capitole la carte, trebuia mereu să mai intervin și să mai explic câte ceva. Și așa mi-a amintit bunul meu prieten că am ajuns la 6-a carte. Păpușa stricată. Dansez cu gândurile printre timpuri, anotimpuri, pe o stradă numită ironic viață. Sunt beat și ce? Tu ești treaz? De ce faci haz? Pe masă, o sticlă de vodcă. Desigur, goală. Dansez printre norme și principii de etică, de morală, ale cui? Tu asta poți să spui oricui. Eu n-am cui. Să spui? De ce să spui? Mai bine bat un cui. Da, sunt beat. Azi, printre sticle și pahare, sparte, goale, am înțeles. Sunt o păpușă stricată, aruncată inutil pe scena vieții.